România se plânge de deficit bugetar, de o gaură neagră în finanțe, iar guvernul a tot căutat soluții prin care să-și majoreze veniturile. Că nu le-a găsit pe cele mai bune, ne-a spus Augustin Zegrean. Vom vedea decizia Curții Constituționale. Între timp, funcționează în România peste 1000 de companii de stat, locale și naționale. În multe dintre aceste companii, directorii câștigă mii sau zeci de mii de euro, salarii la care ne uităm ca la OZN-uri. Suntem, iată, în punctul în care nu vorbim doar despre pensii speciale, ci și despre salarii speciale. Este absolut ilogic ca președintele României să câștige 5.000 de euro pe lună, iar directorii aceștia, semi-anonimi, unii dintre ei și semi-docți, să își umfle sacul. Gândiți-vă și spuneți-mi ce răspundere mai mare poate să aibă un angajat la stat decât președintele. Mai ales că multe dintre aceste companii ale statului, culmea, au și pierderi sau își setează niște indici de performanță la începutul anului și alții spre final, rectificativi, mult mai jos, ca să-și poată da apoi prime. Domnule ministru, prim-ministru Marcel Ciolacu, primiți, vă rog, această propunere de la noi. Nimeni din zona statului să nu poată câștiga mai mult decât președintele țării. Uite cum v-am făcut o economie la buget. Între timp, l-am auzit pe ministrul sănătății, Alexandru Lafila, cum vrea el să mai înființeze autoritate care să controleze felul în care se acordă asistență medicală în spitale. Încă o instituție, încă niște salarii babane, încă niște directori și secretare. Pare că ministrul e așa pogorât de undeva dintr-un rai medical și se miră de cazurile de la Botoșan și Uziceni și or mai fi și multe altele. Uite și un mesaj pentru diafanul domn Rafila. Autoritatea asta care să știe ce se întâmplă în sistem există deja. Se numește Ministerul Sănătății. Poate doar ar trebui să vă faceți treaba, întrucât, surpriză, dumneavoastră îl conduceți. Avem o țară ca o mașină la mâna a doua din târg, pe afară e vopsită și lucește, ne cerem în Schengen, în interior e vai și amar, motorul abia mai merge, volanul e ferfeniță. Bine te-am găsit, sunt Ionel Lespuc, ești la prima ediție a sezonului Față în Față, emisiunea care îți spune adevărul în față, joi pe TVR Cluj și pe pagina de Facebook TVR Cluj, vineri seara pe TVR Info. Vorbim astăzi despre sondaje la alegerile prezidențiale, despre economie și despre urși. Veți vedea în următoarele 55 de minute despre ce este vorba. Să începem. Alături de mine, senatorul UDMR Laszlo Attilo și deputatul USR Viorel Băltărețu. Bună seara, domnilor! Bună seara! O să ni se alăture în scurt timp și deputatul PNL Adrian Cosma de la Satu Mare. Sigur, am făcut această introducere, dar vom vorbi puțin mai târziu despre partea economică. Aș fi vrut să începem mai întâi cu acest sondaj, care e relativ proaspăt, e de săptămâna aceasta, în scop la comandanews.ro, despre alegerile prezidențiale. Am tot văzut sondaje despre alegerile parlamentare, dar știm că astea prezidențiale sunt mai importante pentru public și acum avem și un astfel de sondaj despre alegerile prezidențiale. 1, Mircea Joană, 2, Marcel Ciolacu, 3, George Simion, abia 4, Nicolae Ciucă. Cum vi se pare sondajul ăsta? Cât de real și dacă credeți că chiar va deveni președinte domnul Mircea Joană? Cine vrea să înceapă? Eu nu cred că la noi în țară cineva, un candidat, rezistă un an de zile. Să ne înțelegem. Fiecare candidat care și-a anunțat intenția de a candida la această funcție, după 2-3 luni, a fost mâncat de opinia publică. Deci, adică îi face rău lui Joana acest sondaj? Nu. Părerea mea este că acum sunt niște sondaje prin care se tatonează și se sondează starea de spirit. Dar, din câte știu, nu sunt foarte mulți candidați care sau potențial candidați care și-au anunțat. Așa e țara. Că altfel în alte țări se știe candidatul cu mult înainte. Așa este, dar la noi se mai schimbă. Da, avem un tipic, sau dacă vreți, niște legi ale locului sau niște situații mai speciale. Da, ne-am uitat și noi la sondajul ăsta. E un sondaj care vrea să testeze anumite variante, că ați văzut că la un moment dat și ziceau cu cine câștigă, dacă se bate unul cu celălalt și tot așa. Până la urmă, românii în momentul de față, nu știu cât sunt ei de interesați de subiectul președintelui, pentru că e clar, sunt dezamăgiți de tot ce a făcut președintele Iohannis, care în 2020 a zis fără PSD și până la urmă Iohannis a adus PSD-ul, ne-a dat pe noi afară de la guvernare și a adus PSD-ul. E o discuție foarte, foarte interesantă de ce o să facă viitorul președinte și cred că aici ar trebui să ne concentrăm mai mult
cum am putea să facem ca democrația din România să funcționeze mai bine, nu să ne trezim cu astfel de promisiuni încălcate într-un mod atât de flagrant. Bine, venind la concret, Cătălin Drulă pe locul 6 de-abia, adică chiar și după Diana Șușoacă, e bun sondajul, e greșit sondajul sau acolo este Cătălin Drulă? Nu are rost să... noi credem că nu este acolo, dar nu are rost acum să spunem că știți cum e. Întotdeauna aia de la, mai de la coadă din sondaj să zic că e ceva greșit acolo. Nu are rost să ne uităm aici. Da, e mult mai ușor să câștigi oamenii prin populisme, prin răspunsuri de genul ați văzut ce face aurul în momentul de față. E mai ușor să îi convingi că tu ai fi soluția pentru că îi sperii de ce ar putea să fie. Eu cred că, din păcate, românii sunt cumva prinși de 30 de ani în partea asta de frici și temeri, în loc să ne uităm, să-i scoatem pe oameni din sărăcie, să creștem bunăstarea, să avem locuri de muncă mai bine plătite. Noi, în continuare, spunem Uniunea Europeană e rea, și oamenii cred treaba asta. Uniunea Europeană e cea care ne-a adus unde suntem astăzi, nu ca politică, ci ca nivel de țară, la PIB, la tot ce vreți dumneavoastră. Dar care ne ține la poarta Schengen. Păi ne ține la poarta Schengenului, dar asta e tot din cauza politicienilor noștri care n-au fost în stare din 2011 până acum să negocieze, pentru că am avut și noi drepturi de veto, am avut și noi momente în care puteam să ne negociem mai bine, să spunem așa, soarta. Dar putem doar să arătăm cu deci, să zicem, Europa nu ne vrea, Europa nu ne place. Trebuie, în primul rând, mai e un lucru și doar o secundă spun. În momentul în care vrei să intri într-o casă, da, Europa fiind casa respectivă, dacă ți se spune, dom'le, trebuie să te ștergi pe picioare, trebuie să fii frumos îmbrăcat, trebuie să fii manierat, în principiu alea sunt regulile casei. Noi trebuie, ca să intrăm în casa asta cu adevărat, trebuie să respectăm acele reguli. Și, din păcate, mai avem reguli pe care nu le respectăm astăzi. Domnule Laszlo, vedem acolo, da, locul 8, Kelemen Hunor, dar noi știm că din partea UDMR s-ar putea să nu candideze domnul Kelemen, e adevărat? Adică noi am auzit așa că s-ar îndrepta alegerea către Cheche Oatila. În primul rând, nu știu dacă veți avea candidat. Nu neapărat. Vom avea candidat cu siguranță, pentru că este una din canalele cele mai bune de comunicare într-o campanie electorală. Foarte probabil că se vor suprapune. Dar cu cine trebuie să comunicați? Pentru că comunitatea maghiară cu societatea românească. Dar aici aveți o problemă, să știți, asta e observație, pentru că mie mi se pare că UDMR comunică foarte mult către comunitatea maghiară și foarte puțin către, da, către cea română. Așa este, deci avem această problemă, dar aduceți-vă aminte contribuția lui George Frunda, a lui Marco Bela, a lui Kelemen Hunor la campaniile electorale și au făcut față cu brio. Că nu o să câștigăm, e foarte sigur. Aproape sigur și în acest an, pentru că nu reușim să spargem această barieră etnică. În continuare, ungurul aveți ca un rol în turul 2, ca de obicei. În turul 2 și în același timp să transmită mesajele comunității noastre către societatea românească și invers. Asta este rolul candidatului. Că va fi Kelemen Hunor sau va fi altcineva, în această clipă nu știu, nu pot să vă răspund. Da, mă întreb... Cât de independent ar fi domnul Mircea Joană dacă ar candida la aceste alegeri prezidențiale? Adică domnia sa vine din PSD și dacă lumea îl asociază cu PSD, mă îngrozește puțin scorul acesta comun, să spunem, de 24,8, respectiv 21,4, adunate dau către 46%. Mircea Joană plus Marcel Ciolacu. Am anumite rețineri. Nu cred că în această țară cineva reușește sau poate reuși fără sprijinul unui partid. Pentru că îți trebuie aparatura de lucru, îți trebuie voluntarii, îți trebuie echipele de comunicare și în această clipă domnul Joană nu are această susținere din partea niciunui partid. Sau nu văd o aglutinare în spatele domniei sale. Sondajul a mers mai departe. Cei care ne privesc poate că știu că emisiunea se filmează la Cluj-Napoca, da? Și are legătură cu acest sondaj pentru că cei care l-au făcut, cei de la Inscop, da, au măsurat ce s-ar întâmpla în turul 2. Dacă ar ajunge diversi candidați în turul al doilea. Și observația este așa, dacă ar ajunge în turul 2 Mircea Joană și primarul Clujului, Emil Boc, ar câștiga Mircea Joană. Dar dacă ar ajunge în turul 2
Marcel Ciolacu cu Emil Boc ar câștiga, ce drept la distanță foarte mică, Emil Boc. Haideți să comentăm puțin, domnule Băltărețu, că sunteți chiar printre cei care vă aflați în lupta pentru a deveni candidat la primăria Cluj-Napoca. Ei, poate pleacă domnul Boc și vi se deschide așa o autostradă acolo. Păi, dacă pleacă domnul Boc, alegerile prezidențiale o să fie oricum după alegerile locale. E adevărat. E tare greu. Oricum, dacă iese președinte, primăria, va trebui să fie alegeri la Cluj. Cu siguranță asta s-ar putea să fie. Acum, și una și alta dintre variante, oricum sunt doar, discutăm pe niște teorii care nu neapărat au suficient de multe analize, zic eu, dar... ce pot să spun? Și domnul Joană, și domnul Ciolacu, și domnul Boc, oricare dintre ei, dacă ar ajunge să fie președinți ai României, eu cred că n-am merge într-o direcție bună. Acum, domnul Joană are o imagine mai bună fiind cumva perceput ca un tehnocrat, dar și eu cred că va fi mult mai repede perceput ca un, să zicem, fost PSD-ist. Domnul Mircea Joană, din păcate, nu știu dacă mai are puterea să ajungă președinte României. A avut o înfrângere, știm foarte bine, când noaptea aceea în care s-a bucurat înainte de termen, a dovedit anumite vulnerabilități. Mihaela, dragostea mea. Și cred că n-ar trebui să discutăm de varianta asta. Eu cred că doar o să fie o furtună într-un par cu apă și nu cred că o să se întâmple mare lucru. E clar și eu cred că orice candidat ar trebui să fie susținut de un partid, dar, cum spuneam și mai devreme, un pic trebuie să ne gândim și la reformarea Constituției, dar trebuie să ne gândim un pic și la reformarea partidelor și modul în care se face politică în România. Pentru că, din păcate, eu, ca, să spunem așa, proaspăt politician, dacă putem să spunem așa, după 3 ani, cred că avem o problemă. Sunteți în Parlament de 3 ani, dar erați politician dinainte. Am fost politician cu un an înainte, da, nu-s chiar așa de... Da, hai să zicem, ok, sunt și eu politician. Ce observ și ce mi-aș dori eu să văd mai mult în Parlament, aș vrea să văd un Parlament mai puternic, care să-și ocupe rolul legislativ și de control al guvernului și să fie un adevărat dialog cu președintele. Parlamentul, în momentul de față, e mai mult decorativ, din punctul meu de vedere. Mă uit la parlamentarii puterii, ce zice guvernul aia fac. De foarte multe ori, dacă primim pe o lege un punct de vedere negativ de la guvern, chiar dacă legea e bună, parlamentarii lasă capul în pământ și zic, dacă a zis șeful, să votăm împotrivă. Asta e un lucru care pe mine mă deranjează foarte mult și mi-arată că avem de schimbat ceva în Parlament. Traian Băsescu a ajuns președintele României de la Primăria Capitalei. Klaus Iohannis de la Primăria Sibiu. Credeți că Emil Boc ar putea să ajungă președintele României de la Primăria Cluj-Napoca? Dacă ar dori, foarte probabil ar avea șanse. Eu, din câte știu, și-a făcut anunțul azi că nu este interesat. Dânsul, dacă îl cunoașteți, să știți, adică sunt convins că îl cunoașteți bine, dar eu îl urmăresc cu mare atenție. Domnia sa spune că va candida doar după ce începe campania electorală. Are deja luat credit ca să-și plătească campania electorală, că așa procedează, și tot nu recunoaște. E stilul dânsului. Eventual, care campanie vrea să candideze la președinția blocului. Nu. Da. La care dintre campanii? Pentru că începem cu europarlamentarele în 9 iunie, urmează localele, după aceea parlamentarele, prezidențiale. Deci va fi o premieră pentru noi ceea ce se va întâmpla la anul. Și încă o dată vă spun... Numai reprezentanții care trebuie să-i asiguri lângă urne înseamnă 18.000 de persoane. Sunt 18 circumscripții la nivel național. Nu poți fără un partid și fără susținerea unui partid. Din cauza asta, da, e un sondaj, dar suntem încă în perioada de tatonare și să vedem cine vor fi candidații. Alături de noi, cum anunțam, Adrian Cosma, deputat PNL. Vă salut, domnule Cosma. Mulțumesc de invitație. Da, și eu vă mulțumesc că ați acceptat-o. Vreau să vă rog să comentați așa, pe scurt, poate mai pe lung când o să veniți la noi în platou, despre acest sondaj pe care cu siguranță l-ați văzut, al Inscop la comanda news.ro.
PNL, din păcate, abia pe locul al patrulea. PNL, care a dat președintele actual al țării, iată, este abia pe locul al patrulea. Cum analizați dumneavoastră această chestiune și dacă nu cumva e un semnal de alarmă pentru PNL? Două aspecte aș vrea să se rețină, sau cel puțin două aspecte cred eu că sunt relevante. Unul la mână. Evident că după orice guvernare, orice premier l-ai analiza și l-ai pune într-o măsurătoare sociologică, acesta se erodează. Evident, după o guvernare, orice premier s-a erodat. În 34 de ani s-a demonstrat acest. Deci, după logica aceasta, Marcel Ciolacu nu are nicio șansă. Este clar că erodează. Guvernarea erodează. Nu spun eu asta, ci este demonstrat. Faptul că PNL încă nu și-a desemnat candidatul. Partidul Național Liberal nu și-a desemnat candidatul. În Partidul Național Liberal sunt 4-5, cel puțin 4-5 personalități care oricare ar putea fi candidat la președinția României. De aceea este neavenit acest sondaj. Evident că nu putem să ne luăm după acest sondaj. Sigur, se fac tot felul de măsurători, dar lucrurile sunt... Dați-mi niște nume, domnule Cosma. Cine sunt cei 4-5, după părerea dumneavoastră? De exemplu, poate fi domnul Bolojan, poate fi domnul Boc, domnul Robert Sighiartău, domnul Chiță Falcă, oameni care au demonstrat în administrație. Domnul Bolojan a schimbat fața... Uite, se vede că sunteți din această parte a țării, toți patru sunt din zona Ardealului, da? Da, domnul Ciucă poate fi candidat, dar deocamdată Partidul Național Liberal nu și-a desemnat candidatul. De aceea, acum, astfel de sondaje... Lăsați-mă să n-am încredere în astfel de măsurători făcute la comandă. Am înțeles că domnul Joanen, oricine ar candida, ar fi cel mai tare, înțeleg acest lucru, dar eu vă spun niște aspecte logice care, sigur, vor fi cântărite de români la momentul potrivit. Adică oameni... Când, domnule Cosma, când anume își va stabili PNL candidatul? Avem timp să-l facem. Pentru dacă am fi în Statele Unite, ar fi deja vreun an prea târziu. Păi suntem în România și în Europa, iar pe candidatul care va fi cântărit și măsurat și apoi votat de către români, va trebui, în primul rând, să aibă în spate o activitate profesională și administrativă care va fi apreciată și cântărită de români în cele din urmă. Mai am o singură întrebare, domnule Cosma. Una singură și vă rog, dacă se poate, sinceritate. Mi-a spus niște nume, vă mulțumesc pentru asta. Dacă dumneavoastră ar trebui să desemnați candidatul, pe cine ați desemna? Oricare dintre aceste nume este potrivit, vă spun cu maximă sinceritate, că altfel nu le aminteam. Poate sunt și alți colegi care au demonstrat în administrație. Așa cum domnul Iohannis la momentul potrivit a fost apreciat pentru activitatea care a făcut-o la Sibiu, și alți colegi pot să facă mult mai mult pentru România din poziția de președinte. Și asta, pentru asta, evident că românii se vor uita spre ceea ce a realizat, spre ceea ce a făcut pentru comunitatea pe care a reprezentat-o în timp. Mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi deputatul PNL Adrian Cosma. Ați văzut și o poziție de la putere, să spunem așa. Mergem mai departe în discuția noastră și vreau să vă întreb despre aceste măsuri economice despre care am vorbit. Eu aș spune chiar o bâlbâială, dacă mi se permite, în sensul în care ni s-a tot promis că mai întâi se vor găsi măsuri care să taie de la bugetari. Da? După care am văzut că s-a tăiat de la IMM-uri. Sunt multe măsuri care există în pachetul acesta pentru care și-a asumat domnul Ciolacu răspunderea, dar toate aceste măsuri ar putea să pice la CCR și să vedem brusc că va crește TVA-ul. Cum vi se pare această chestiune? De fapt, înainte să vă întreb pe dumneavoastră și să comentăm, o să îi dau cuvântul domnului Cristian Păun, care este profesor universitar și specialist în economie. Vă salut! Doar că nu vă aud, din păcate. O să-i rog pe colegi să ne dea sunet. Eu sunt ok. Da, acum vă aud. Da, vă rog frumos să ne spuneți o părere de specialist. V-am ascultat de multe ori cu mare interes pentru că aveți niște poziții foarte corecte, după părerea mea, sigur.
Și vreau să vă întreb dacă vom ajunge la chestiunea asta cu creșterea TVA-ului și foarte, foarte tare aș vrea să le spunem celor de acasă cum o să-i afecteze în general pe ei toate aceste măsuri care se iau, pentru că retorica guvernanților este că îi atacăm pe ei, nu pe voi. Dar până la urmă ajungem la ei, la voi, cum am spus eu, la cetățeni. Tocmai ce am postat pe Facebook, o postare care arată exact contrariu. Adică, acel impozit pe bănci de 2%, da, ne spunea primul ministru, oamenii obișnuiți nu vor fi afectați. Citat din primul ministru. Eu cred că în rândul oamenilor obișnuiți există și cei care au rate la bănci. Da? Sunt chiar foarte obișnuiți cei care au rate la bănci. Roborul, respectiv IRCC-ul, reprezintă dobândă pe care băncile o încasează atunci când împrumută o altă bancă în interbancar. Se impozitează cu 2% ca venit din dobândă al băncilor, conform noului pachet de măsuri. Roborul apoi, sau IRCC-ul, după caz, este folosit în dobânda variabilă, ca bază de calcul a dobânzii variabile cu care băncile împrumută pe alții care iau credite ipotecare. Adică alt venit pentru bănci în care este inclus IRCC-ul sau roborul, deja impozitat cu 2%. Se va mai impozita încă o dată robor plus marja de risc ca fiind venit al băncilor din dobânzile pe care băncile le percep celor care iau credite ipotecare. Deci un 2% pe IRCC robor, un 2% pe IRCC robor plus marja de risc a celui care iau un credit ipotecar. Eu întreb așa, retoric, nu vi se pare puțin cam mult? Nu vi se pare puțin cam stupid ce se întâmplă? Această țopoială fiscală este clar că e făcută de niște, din punctul meu de vedere, niște oameni certați cu logica, niște oameni certați cu economia și evident că vehemența noastră pleacă de la faptul că efectiv simțim că ne iau de fraier. Eu cel puțin ca profesor, în momentul în care văd toate aceste explicații în spațiu public, gen nu veți fi afectați, oamenii obișnuiți, stați liniștiți că nu vă afectează treaba asta pe voi. Eu ca profesor care studiez, citesc și așa mai departe, nu pot să am altă reacție decât una de vehemență. Doamne, stați puțin, pe cine luați de fraieri în toată treaba asta? Taxarea până la urmă, în orice formă ar exista ea, va ajunge mai devreme sau mai târziu la cetățean. Sigur că firmele, băncile vor avea dificultate în a impune această taxare cetățenilor de rând, consumatorilor lor. Vor încerca diferite soluții, dar în final, cu siguranță, există pe tapet și această situație în care cetățeanul de rând va plăti mai scump tot ceea ce cumpără din piață, de la credite până la bunuri și servicii. E o poveste de adormit copiii, ca să zic așa. Săptămâna aceasta am participat la o conferință de presă la care a venit un CEO de bancă de top 3 din România și în momentul în care l-am întrebat de acest procent de 2% și-a luat așa un aer foarte serios și a spus vom fi alături de clienții noștri. Sunt chiar curios cât de alături de clienții domniei sale va fi. Vreau să vă citesc o postare pe Facebook a cuiva care spunea care este cea mai mare țeapă pe care nimeni nu vrea să o admită. Să plătești taxe pe banii pe care îi faci, taxe pe ce cumperi din banii ce ți-au rămas și taxe anuale pe proprietățile pe care le deții, pentru care ai plătit deja taxe achitate cu bani care au fost deja taxați. Ați înțeles ceva din șarada? Sigur că da. Este exact ce spuneam și eu. Taxe la taxe, taxe la taxe. Da, vă mai dau un exemplu. La accize, da, avem accizele la țigări care o să crească. Avem impozit pe cifră de afaceri care se va pune ca impozit pe cifră de afaceri a producătorului efectiv de țigarete. Ei bine, acest impozit pe cifră de afaceri aplicat accizei spune guvernul, dacă acciza se vede în cheltuieli, nu se aplică impozitul pe cifră de afaceri. Singurul loc unde se vede pe cheltuieli este la producătorul de țigarete. La distribuitorul de țigarete nu se mai vede pe cheltuială această acciză, pentru că acciza se aplică pe cantitate. Adică un distribuitor cu cifră de afaceri semnificativă, un mare retailer, să zic, care vinde țigarete, el nu va mai avea pe cheltuială reflectată această acciză pentru că ea se reflectă doar la producător. Adică el va pune impozit pe cifră de afaceri care include și nu poate deduce
acciza aferentă acestor țigarete. Ajungem să punem impozii pe cifră de afaceri, inclusiv pe acciză. Vă dați seama ce nebunie fiscală a generat acest pachet. Și aș vrea să mai puntez încă un lucru. În ultimii 7 ani s-au produs 500 de modificări la codul fiscal al României. 500. Acest pachet fiscal aduce în câteva luni sau doar o lună sau într-o singură acțiune 500 de modificări la codul fiscal. Numai acest pachet fiscal. Întreb, nu e de speriat? Nu li se pare oamenilor un pic prea mult? N-ar trebui totuși să avem o reacție sănătoasă cu toții la așa ceva și să ne opunem din răzputeri, încercând să le spunem acestor politicieni că au cam luat-o un pic razna? Da, asta denotă, din punctul meu de vedere, multă, multă disperare în ceea ce în zona guvernării României, din păcate. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Cristian Păun, pentru opinia dumneavoastră. Sper să acceptați și altă dată invitația la emisiunea noastră. Revin în platou la invitații mei. Sigur, am deschis subiectul, mergem mai departe cu el. Vă rog, domnule Laslo. Domnul profesor, dacă ne mai auziți, trebuie să vă prezint situația. Am fost anunțați noi, grupul UDMR, că vom avea o întâlnire cu domnul prim-ministru și cu ministrul de finanțe. Și atunci, lunea trecută, așa, înainte de a se face publică materialul. La vremea respectivă, domnul Calamea Unor ne-a anunțat fiecare pe felia lui să controleze, să vadă ce scrie în text și să purtăm o discuție și să încercăm să influențăm decizia guvernului, să-i aducem acele modificări, să nu trebuiască să o facem în plenul ședinței în Parlament. Și am început. Surpriza cea mare a fost când colegii au început să aibă o discuție de lămurire a ministrului de finanțe ce scrie în textul legii. Domnul Boloș, pentru că nu cunoștea ce scrie. Și, mă rog, au fost o serie de măsuri care... Am citit că în spate sunt alți oameni în spatele acestui pachet. Nu e vorba de... Ne-am exprimat atunci două puncte de vedere mai radicale. Unu, IFN-urile au rămas în afara acestor reglementări și doi la mână, în cazul țigărilor, să știți, suntem printre puținele țări care ne plătim acciza după cantitatea de tutun conținută. Cu alte cuvinte, țigările acelea micuțe plătesc 20% față de țigările normale. Cele care vaporizatoarele nu plătesc nimic. Nu există niciun control privind accesul pe piață și Și atunci, colegul meu Miklos Zoltán, care e membru în Comisia de Buget Finanțe și este om de specialitate, avea nu știu câte pagini de observații. Când a văzut că nu avem parteneri pentru că nu înțeleg ce vrem să spunem sau care sunt pozițiile noastre, atunci a ajuns de la mai multe pagini la 12 puncte că măcar astea să le rezolvăm. Așa s-a ajuns la aceste discuții și până la urmă s-a acceptat modificările legate de autoritățile locale, să nu se limiteze și să lăsăm autonomia locală să funcționeze și să scoatem de sub incidența comasărilor instituții de cultură și de instituțiile de învățământ. Practic aveți a fost întrebare pentru domnul... Nu, i-am spus domnului profesor că din păcate mai sunt foarte multe exemple și asta a fost și concluzia noastră că sunt niște probleme, cred că de bază de cunoștințe economice din partea acelora care au făcut textul legii sau au introdus aceste măsuri. Da, adică cine ar trebui să știe mai bine lucrurile astea decât oamenii de la... Adică acolo fondurile sunt nelimitate, pot să angajeze specialiști de oriunde din lumea asta și angajează pe cei mai slabi sau cum? Nu, domnule Spuc, mă scuzați. Domnul profesor v-a prezentat, au fost aduse 500 de modificări codului fiscal. În cazul medicinei, legea sănătății a fost modificată în 10 ani de 1600 de ori. Deci dacă noi, politicienii, nu ne ocupăm să creăm condițiile ca omul de specialitate să-și
poată spune părerea și să aibă o atitudine coerentă care să ți-o prezinte, care tu să o valorifici în Parlament, n-am făcut nimic. Atunci cârpim legile, cârpim sistemul de impozitare, cârpim sistemul sanitar și dăm peste cap cu tot felul de reglementări care cu timpul va crea o disfuncționalitate majoră în sistem. La asta asistăm și în sănătate de vreo 20 de ani, acum foarte probabil și în sistemul fiscal vom ajunge tot acum. Da, eu ce am înțeles de la domnul Păun este că aproape că ne trimite stradă să facem manifestații împotriva guvernului la măsurile proaste pe care le-au luat. Am greșit, domnule Păun? Eu nu trimit în stradă, că nu stradă-i soluția. Adică să da, știți înțeleg, că nu stradă-i soluția. Că aproape că ați spus asta, adică eu așa am înțeles. Nu, eu spun că cu toții, cei care putem, într-un fel sau altul, ar trebui să avem o opoziție la așa ceva, prin opinii, prin păreri și evident, dacă putem mai mult decât atât, sigur că e foarte binevenit. În stradă nu se rezolvă nimic, să știți. Cei care ies în stradă, până la urmă, sunt oamenii care sunt complet exasperați, care au ratat orice șansă de a avea un dialog cu cineva și acolo este clar semn că s-a ratat totul pe toată linia. Eu cred încă faptul că se mai poate discuta, că încă se mai pot analiza lucrurile, se mai pot întoarce lucrurile pe o parte și pe alta și se poate o găsi o soluție la toată această țopăială fiscală. E foarte complicat ce vedem astăzi în România și, cum să spun eu, această ură, efectiv o ură viscerală pe sectorul privat, părerea mea este că este absolut neproductivă. Până la urmă, politicienii trebuie să înțeleagă că cei care plătesc taxe și finanțează consistent economia românească sunt cei din sectorul privat, cei mici și cei mari, deopotrivă. Nu poți să vii să-i tratezi ca pe infractori de mâna a doua, a treia și să vii să generalizezi tot felul de lucruri pe care tu le-ai constatat, dar n-ai avut niciodată nicio măsură împotriva lor. Sigur că sunt probleme cu evaziunea și vor fi și mai mari problemele cu evaziunea, cu asemenea taxe puse pe tot felul de lucruri. Nu? Cu siguranță guvernul va încasa banii pe care estimează că o să-i încaseze, pentru că vom vedea o economie subterană care va înflori, vom vedea o reacție absolut normală la tot acest pachet fiscal care înseamnă poveri mai mari pe sectorul privat. Da. Deci din punctul meu de vedere ar trebui cu toții. De asta eu sunt aici cu dumneavoastră. Da? Că puteam să-mi văd de treaba mea, să-mi plimb câinele în parc și să stau cu copii. Am venit din mulțumesc parc că ați ales special să fiți cu noi. Pentru treaba asta. Mulțumesc pentru foarte că mult, domnule profesor. Dacă tăcem, avem o problemă. Așa este. Mulțumesc foarte mult. Încă o dată a fost alături de noi profesorul Cristian Păun. Domnule Băltărețu, mi-amintesc că la dezbaterea internă din USR acum pentru această candidatură la primărie v-ați prezentat ca Băltărețu Băgărețu, Băltărețu Săltărețu și Băltărețu Vorbărețu. Acum vreau să apelez la Băltărețu Antreprenorul. Pentru că dumneavoastră înainte să intrați în politică ați fost antreprenor. Și aș vrea să vă rog să spuneți cum vedeți, cu siguranță că vedeți lucrurile ca un patron de IMM. Păi da, asta și mă bucur foarte mult că a subliniat și domnul profesor un pic mai devreme treaba asta cu țopăiala asta fiscală. Eu am numit tot acest pachet de legi, pentru că e un pachet de fapt de legi, de modificări a multor legi, nu numai a codului fiscal, pachet, am spus, legea hărțuirii mediului privat. Cam asta este ceea ce propune guvernul. De ce? Din disperare... Mediul ăsta privat duce România înainte. Asta vreau să spun. Deci din disperare, pentru că au ajuns să aibă cheltuielile așa de mari și le-au scăpat de sub control, pur și simplu, și știm foarte bine, domnul Căciu a făcut un buget pe 2023 complet nerealist, toată lumea a spus chestia asta, specialiștii au spus treaba asta, Consiliul Fiscal, noi cei din opoziție, nu toată lumea, din păcate inclusiv și dumneavoastră UDMR-ul, ați votat acel buget, că e bine, că mergem înainte. S-au trezit, din păcate, s-au trezit. În mod normal, s-au trezit prin februarie, martie, știau că au luat-o, că au deraiat. N-au vrut să facă nimica. A ajuns Ciolacu, prim-ministru, a zis că o să facă, că o să dreagă, au mai trecut 3 luni și uite, suntem aici. În momentul de față se estimează că vom avea un deficit, peste deficitul prognozat de 4,4%, de 32 de miliarde. Impactul
pe măsurile pe care le-a propus, impactul real, dacă măsurile ar fi intrat la 1 octombrie în vigoare, ar fi fost de 680 de milioane de lei pe buget, când nouă ne trebuie să reducem 32 de miliarde. Deci oricum, deci, de la ce am plecat... Pe limba lor, sumele astea nu le spun mare lucru, să înțeleagă ce ni se întâmplă. Intrăm, teoretic, putem să intrăm în recesiune. Păi putem să intrăm, dar vreau să vă spun ceva. Putem să intrăm în recesiune și pentru că riscăm să ni se blocheze fondurile europene, dar vom intra cu siguranță în recesiune în momentul în care vom aplica toate măsurile astea fiscale, care vor duce la inflație. Pentru că, exact cum a spus domnul profesor Păun, toate taxele astea, taxe la taxe, se vor transfera în preț. Eu, ca antreprenor, acum vă spun următorul lucru. Orice companie, din experiența mea de antreprenor, orice companie, în momentul în care are costuri mai mari, și taxele sunt un cost, oricum le-am luat, le transferi într-un fel sau altul, le transferi la piață. Dar ce se întâmplă? Piața nu-ți mai plătește produsul la un preț mai mare, chiar dacă tu ai o presiune de preț. Ce se va întâmpla? Vei vinde mai puțin. Ce înseamnă ce se întâmplă dacă vinzi mai puțin? Începi să te gândești de unde tai costuri. Dai oameni afară. O să dai oameni afară. Asta înseamnă șomaj. Asta înseamnă probleme pentru cine? Pentru oamenii aia cei mai oropsiți. Pentru că, în general, nu-ți dai inginerii, oamenii foarte bine pregătiți. Îți dai oamenii mai puțin pregătiți. Zici, băi, nu mai întrebe doi încărcători, descărcători, că o să am doar unul. Nu mai întrebe doi muncitori care să mute ceva prin fabrică. Îi dai pe oamenii aia care au salarii mai mici. Da, o să fie presiune și pe ceilalți oameni din companii, pentru că nu o să le mai crească salariile, nu o să mai poți să le crești salariile. Asta ce înseamnă? Combinat cu o creștere de inflație, înseamnă o putere de cumpărare mai mică. Adică dacă înainte cu 100 de lei te duceai și cumpărai, nu știu, dau un exemplu așa generic, 10 pâini, cu același salariu o să-ți cumperi doar 8 pâini sau 9 pâini, nu știu, sau 7 poate și mai rău. Lucrurile astea, mie ce mi se pare, exact ce a spus și domnul Păun, ce a spus și domnul senator un pic mai devreme, avem în momentul de față o clasă politică și nu o clasă politică, mă refer la cei care conduc acum, niște guvernanți consiliați de niște consilieri care habar n-au ce înseamnă mediul economic. Tot impactul ăsta pe care l-au calculat ei, din punctul nostru de vedere și al meu personal, este că nu vor lua cei 20 de miliarde care spun că vor lua din taxe suplimentare. Vor lua mai puțin. Dar hai să zicem că și... Domnul Cristian Păun a spus că și se știe din experiența altor țări. Crești fiscalitatea, înflorește economia neagră. Exact. Dar ce vreau să mai spun, ce mai este strigător la cer și aici pe mine mă deranjează foarte tare, este că Ciolacu și guvernul PSD-PNL spun următorul lucru. O să luăm 20 de miliarde de la piață, de la mediul privat, deci de la cetățeni și de la companiile private, că alea vor plăti, și noi o să facem reduceri de 3,37. Deci, dacă vreți, la fiecare leu pe care guvernul va strânge cureaua, noi, toți ceilalți, mediul privat și cetățenii, vom plăti 6 lei. Unde este echitatea? Pe lângă toată partea sa cu echitatea, este predictibilitatea. Toți oamenii de afaceri, și mă văd cu ei și astăzi m-am văzut cu mai mulți, și aproape în fiecare zi vorbesc cu oameni de afaceri, îmi spun, bă, oameni buni, nu contează, dacă ne spuneți că vom plăti taxe mai mari, le plătim și pe alea. Dar spuneți-ne oamenilor cu un timp înainte, avem o lege 6 luni de zile, termen ca să anunțăm modificările în codul fiscal. Mie mi se pare foarte puțin și 6 luni de zile. Pentru asta am pornit, de exemplu, aici de la Cluj, cu toate că aproape că nici eu nu mai cred, am pornit o petiție în care să adunăm semnături tocmai pe ideea de a scrie în Constituția României, domnule, predictibilitatea asta trebuie să fie scrisă în Constituție, să nu se mai poată schimba. Nu mai vine orice dement, scuzați-mi expresia, de prim-ministru care zice, de mâine schimbăm taxele. Dă lege, dă ordonanță de urgență ca să desfințeze predictibilitatea. Păi unde este rezonabilitatea? Unde este respectul față de companii și cetățeni? Oamenii ăștia își fac o grămadă de planuri de afaceri. Nu poți să pur și simplu să le zici de mâine schimbăm că așa vrem noi. Mergem mai departe. Trebuie să mergem mai departe, că așa e desfășurătorul. Mă raportez la ce a spus mai devreme, la faptul că există acei consilieri care habar n-au. Da? Habar n-au. Așa se dovedește, vă spun specialiștii. Chiar pentru ca să aibă habar, teoretic, cel puțin, e nevoie de școală, că nu pot să o inventez chestiunea asta. Și ajungem la o discuție care a făcut valuri în,
în spațiul public românesc despre faptul că Partidul Aur ar fi spus, da, că lăsați școala deoparte, apucați, intrați în Aur pentru că noi ne pregătim să guvernăm. Despre acest subiect vreau să discut cu senatorul Claudiu Târziu de la Aur. Vă salut, domnule senator. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Trebuie să ne explicați, pentru că eu știu că dumneavoastră chiar aveți școală. Păi, lucrurile sunt foarte simplu de explicat, pentru că nu am făcut altceva decât să protestăm împotriva politizării școlii în mod excesiv. Domnul Remus Pricopie și cu rectorul SNSPA au publicat mai multe texte, inclusiv pe site-ul SNSPA, pe care, apropo, eu am absolvit-o. Am făcut Facultatea de Comunicare și Relații Publice acolo. Deci nu o privesc cu o aversiune, din potrivă. Am amintiri plăcute de acolo și profesori pe care îi apreciez. Unii dintre ei au ieșit la pensie. Dar ce au făcut înșii este inadmisibil. Nu poți să treci într-o politică partizană împotriva altui partid politic de pe scena publică și să te manifesti cu idiosincrazii, cu tot felul de false argumente, cu tot felul de răutăți și apoi să te aștepți să nu existe nicio reacție. Iar reacția colegilor mei a fost una vehementă. Nu am spus să nu meargă lumea la școală, ci să nu meargă acolo unde primesc doar propagandă și unde sunt îndemnați la ură. Să vină, dacă vor să facă cu adevărat politică, într-un partid politic. Aur este deschis tinerilor și îi îndemnăm să ne caute și să vadă că nu suntem așa cum ne zugrăvesc adversarii, atâta tot. Bun, și la dumneavoastră în partid, cum stați cu persoanele care au studii versus persoane care nu au studii? Că e și asta un lucru important, până la urmă. Pentru că noi căutăm specialiști, vedem că cei care ne guvernează nu prea sunt. Da. Noi suntem un partid de mase și suntem un partid reprezentativ pentru societatea românească actuală. Deci în partidul nostru există reprezentare pentru toate categoriile sociale, de la lucrători și angajați până la mari antreprenori și elită intelectuală. Dar nu suntem un partid al unei categorii sociale. Suntem pentru toate categoriile sociale, pentru toți românii și e firesc să fim așa. Nu putem fi numai de un fel. Așa încât, sigur, avem și oameni cu școală, avem oameni cu studii și în străinătate, avem oameni cu doctorate date în mod serios, avem profesori universitari, avem și oameni care au bacaloriatul și oameni care n-au bacaloriatul. Da, mi-a plăcut exact asta cu doctorate făcute serios, pentru că în România da, nu mai are lumea încredere în cei care au doctorate din și din cauza că au fost multe făcute. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule senator. Sper să mai acceptați și altă dată invitația în emisiunea noastră. Da, ați văzut explicația domnului Claudiu Târziu. Aș vrea chiar să avem mulți specialiști și nu știu unde îi ținem. Nu știu ce facem cu cei care învață. Am citit, de exemplu, că un liceu din Cluj are 11 copii, absolvenți, care au plecat să studieze în străinătate. Din păcate, nu se mai întorc. Și ne descurcăm aici cu cei care suntem noi ăștia, de-am rămas pe aici. Eu v-aș da exemplu perioadei interbelice. Când după închiderea urnelor, atunci partidele alergau la cele 5-6 persoane care se preteau a fi ministri ai finanțelor sau ministru economiei. Pentru că era o înțelegere ce trebuie, adică ce carieră trebuie să stea în spatele tău, ce pregătire teoretică trebuia să ai, și atunci erau 5-6 persoane în toată țara care puteau să facă acest lucru cu experiența care o aveau. Sau secretarii de stat trebuia să aibă o vechime de 15 ani în domeniul care urma să lucreze. Da, și aici cred că este o problemă, pentru că se sar niște etape. Ajungem la funcții alte de nicăieri. Să știți că din 2004 am făcut pași importanți, adică nu mai avem consilieri județeni fără studii superioare, nu mai avem consilieri județeni, sau cel puțin în cazul nostru, întotdeauna am încercat să
să delegăm oameni bine pregătiți profesional, pentru că așa am reușit să compensăm numărul mic de reprezentare. E adevărat, la UDMR am văzut chestiunea asta, sincer, că se preocupă ca oamenii să fie calificați. Acum nu știu ce să spun despre fostul ministru al sportului, că acolo, să zicem că intră la se mai întâmplă și așa. Parcă nu era membru UDMR, din ce știu eu, dar asta e altă... Îl scot eu pe domnul senator din... Da, mă uitam la ce a spus domnul senator târziu și mă gândeam așa... Știm foarte bine ce s-a întâmplat în interbelic cu partidele fasciste de acolo și cum au început lucrurile. M-a uimit cumva domnul Târziu când a spus noi nu instigăm la ură sau nu suntem de acord cu treaba asta. Unu, în facultatea respectivă este o facultate de studii politice. Acolo dialogul ar trebui să fie cât se poate de deschis și ar trebui ca profesorii să poată să-și pună, dacă vreți, cumva și partizan, dar în același timp de specialitate să spună punctul de vedere. Dar plecăm de la următorul, domnul Târziu pleacă de la un argument complet greșit. Faptul că Aurul ar fi un partid ok în România. Îmi pare rău. Aurul, prin tot ceea ce face, inclusiv prin prezența lor de la deschiderea anului școlar, anul universitar, este un partid extremist, un partid pro-ruși, e un partid anti-Uniunea Europeană. Dacă ar pleca de la premiza asta sau dacă plecăm de la premiza asta, ne dăm seama de fapt ce se întâmplă și mi se pare exact ca domnul profesor Păun. Vreau să spun ceva. Cei de la AUR, exact cum a spus domnul Păun. Că specialiștii... aproape toate țările au partide naționaliste. Fie că vorbim de Olanda, una este de partide naționaliste și una este de partide extremiste care vin și promovează violența. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în Parlament. Au promovat violența în Parlament, o promovează și verbal, o promovează și fizic. Lucrurile astea ar trebui oprite și cred că mai repede sau mai târziu ar trebui să ne dăm seama că n-ar trebui să repetăm și să repetăm aceleași greșeli din istorie așa cum s-au întâmplat înainte de al doilea război Românii mondial. Trebuie să decidă la vot anul viitor toată chestiunea asta și sondajele, că revenim la sondaje, ne arată că AUR stă foarte bine și la parlamentare și la prezidențiale. De fapt, la toate aceste sondaje legate de partide pentru alegerile parlamentare, de fapt, asta e singura chestiune care devine interesant așa, pentru că știm că avem undeva sus PSD și undeva mai jos USR, da? Și la mijloc este lupta aceasta dintre PNL și AUR. E neașteptată și totuși se întâmplă. Vedem un reportaj acum despre o propunere a partidului UDMR în legătură cu cotele de urși care urmează să fie vânate și ne întoarcem să discutăm pentru ultimele minute ale emisiunii. Ultimul atac a avut loc marți seară la Sân Martin, lângă Oradea. Un urs a pătruns într-o gospodărie și a ucis numai puțin de 12 capre. Pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, fostul ministru al mediului, senatorul UDMR Tanțoș Barna, a depus un proiect de lege prin care cotele de prevenție și intervenție pentru vânătoarea de urși bruni se vor reglementa prin lege pe baza unor studii științifice. Astfel, au fost introduse cote de prevenție pentru 426 de exemplare și cote de intervenție pentru 55 de exemplare pentru următorii 2 ani. Această cotă a fost stabilită inclusiv în studiu și specialiștii de la INCDS și de la Universitatea Transilvania demonstrează faptul că această cotă este atât de mică încât nu va avea niciun efect negativ asupra populației de urs bun. De altfel, este mult sub cotele de prevenție și intervenție din celelalte state membre unde există populație de urs bun. Inițiativa e criticată atât de ONG-iști cât și de vânători. Din păcate, legea nu face decât să aducă niște beneficii vânătorilor, fără să rezolve nicio problemă pentru oamenii care au probleme cu urși în comunitățile de munte. Va rezolva însă problema pe un termen limitat, deoarece aplicabilitatea acestei legi este de 2 ani, iar problematica ursului nu se va rezolva în 2 ani. Noi, ca vânători, ne așteptam ca această inițiativă legislativă să fi fost asumată de către domnul Tanțoș Barna cât era ministru, deoarece arăta că, într-adevăr, există o preocupare la nivelul Ministerului Mediului. Un lucru e însă sigur. Până când toate taberele nu se pun de acord asupra găsirii unei soluții, atacurile animalelor sălbatice se întețesc de la o zi la alta, cu consecințe extrem de grave pentru comunitățile montane.
Potrivit Ministerului Mediului, între anii 2016 și 2021, urșii au omorât 14 persoane și au rănit grav alte 158. Totodată, în ultimii ani, animalele sălbatice au produs pagube materiale evaluate de autorități la câteva milioane de euro. Potrivit ultimului studiu oficial, populația de urs din țara noastră e estimată între 7500 și 8000 de exemplare, cu cel puțin 2-3000 peste gradul de suportabilitate a pădurilor din România. O situație în care ai alege viața, pentru că mi se pare că este greșit să decizi tu cine trăiește și cine moare. Pe de altă parte, vedem, 14 oameni uciși de urși într-un interval de 5 ani. Dar nu sunt reale. 230 și ceva de persoane au ajuns doar anul trecut la UPU, în urma atacurilor urșilor. Iar aceste studii au demonstrat și, vă spun sincer, eu mă așteptam la o cifră mult mai mare, pentru că, mă rog, bunicii mei provin din zona Mureș. Și în satul bunicii nu mai ieșim de ani de zile în pădure pentru că e plin de urși. În zona Sovata și în zona submontană sau montană. Și i-am întrebat, în loc de 200-300 de urși, cât ar trebui să fie în toată această zonă, sunt peste 2500 de urși. Îți intră ursul în fiecare seară și îți mănâncă mâncarea de la câini. Pentru că câinii trebuie să-i ție închiși. Nu cred că ne putem permite. Vreau să revenim la faptul să ne plimbăm liniștiți, fără riscuri deosebite și în același timp asociațiile de vânătoare să-și facă treaba. Pentru că domniile lor, să știți că în fiecare an își fac recensământul și au o situație foarte clară câți urși au. Da, mai avem vreo 2-3 minute și insistăm să-l avem alături de noi pe Cristian Pap, care este activist de mediu și ne va spune o părere despre, din punctul domniei sale de vedere, despre ce se întâmplă cu urșii și ce ar trebui să vedem. Bună seara, domnule Pap! Bună seara, mă auziți? Da, da, vă auzim! Mulțumesc de invitație. În primul rând nu sunt activist de mediu, ci sunt ecolog, ca să începem de aici. Și problema sigur că este una... nu complexă, ci foarte complexă. Vedem, din păcate, atacuri asupra omului, vedem că se produc pagube și am vrea cu toții să vedem că asociațiile de vânătoare, într-adevăr, contribuie până la urmă la căderea numărului pagubelor pe care le avem și, sigur, ca o demonstrație a faptului că nu se întâmplă acest lucru, este indicată de faptul că am avut în ultimii ani o cotă de 140 de exemplare în fiecare an, cotă care nu a fost atinsă, în ciuda pagubelor, sigur, însemnate, din păcate. Pe de altă parte, dacă e să facem o comparație cu, nu știu, o țară care reușește până la urmă să gestioneze populația de urși așa cum ar trebui, și aici mă refer la Croația, anul trecut la 1000 de urși câți au ei estimați prin analize genetice, nu prin evaluarea urmelor în teren, au fost doar 7 pagube în valoare totală de 2200 de euro. Bun, e simplu. Ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să preluăm de la Croația? În primul rând să vizăm exemplarele care sunt problematice. Putem să avem o cotă de 1000 de exemplare dacă noi nu vizăm exemplarele problematice. Ok. Descrește populația de urză dacă nu targetăm exact exemplarele care au fost crescute în jurul localităților. N-am făcut nimic și în continuare vom asista la pagube crescute, la diverse, sigur, atacuri asupra omului, chiar decese din păcate. Și iată că Croația, de exemplu, este un exemplu de bună practică. Noi suntem un exemplu de, practică negativă. Cred că suntem pe ultimul loc în Europa, din păcate, atunci când vine vorba de gestionarea populației de urși. Asta sigur că trebuie să se schimbe. Deci n-aveți nimic împotrivă să fie, da, împușcați niște urși, dar să fie cei care creează probleme, care atacă oameni și așa mai departe. Evident, extragerea din populație este o măsură activă de management pe care noi o acceptăm cu condiția să existe niște principii. Adică să vizăm în primul rând și problemă, să se facă și o monitorizare dacă e cazul acestor urși,
vedem de multe ori că se extrag urși care nu creează nicio pagubă și în momentul în care, sigur, se pune întrebarea, păi, de ce ați extras urși respectiv, păi n-avem de unde să știm care urs a creat probleme. În schimb, când vine vorba de numărarea exemplarelor de urși pe un anumit fond, toată lumea afirmă că noi îi știm pe tot, pe nume, etc. Deci, da. La urmă, domnule Pap, mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul a fost foarte, foarte scurt. Îmi cer scuze că trebuie să încetăm discuția atât de brusc. Aici se termină față în față emisiunea care vă spune adevărul în față. Le mulțumesc celor doi invitații din platou. Vă reamintesc, senatorul Laszlo Attila de la UDMR și deputatul Viorel Băltărețu de la USR. Asta a fost prima ediție față în față din noul sezon. Vă aștept joia viitoare de la ora 19, respectiv vineri la ora 23 pe TVR Info. Eu sunt Ionel Lespuc. Toate cele bune, la revedere!